With tears of relief, Albert, not his real name. Cu ușurare în suflet, Albert, care nu e numele său real, ne-a spus că Dumnezeu l-a protejat și l-a salvat de teroriștii care au atacat și au incendiat incinta unei școli. I was hiding in my house alone. It was very dark. And all I saw... Mă ascundeam în casa mea. Era întuneric. Tot ce vedeam erau flăcările care au distrus casele din jur și incinta școlii. I-am spus Domnului că îi cer trei lucruri. Să mă țină în siguranță, să oprească incendiul și să ies viu din acel dezastru. Flăcările se răspândeau spre casa mea. Când am început să mă rog pentru ploaie, deodată a început ploaia și focul s-a stins. Suddenly, there was rain that put out the fire. But unlike Albert, Edwin, spre deosebire de Albert, Edwin, care nu e numele său real, și alți 39 de creștini au fugit și au sărit peste zidul din spate când teroriștii au intrat în școală. Ei s-au refugiat în casa unui musulman. În ziua a cincea a asediului, deja nu mai aveam apă și mâncare. Mai aveam doar orez. Am adunat apa pluvială ca să avem apă potabilă. Am simțit că mulți dintre noi și-au pierdut nădejdea. În acel moment, Duhul Sfânt m-a îndemnat să strig la Domnul. Mi-a spus în Duh că ne va elibera. Datorită relației bune dintre musulmanii și creștinii din Marawi, mai ales între profesorii creștini și studenților musulmani, musulmanii au căutat metode ca să-și salveze prietenii creștini care au rămas prinși în incinta orașului. Friends who are trapped inside the city. A Muslim alumni called me on the phone. He said, m-a sunat un student musulman și mi-a spus să nu mi fac griji pentru că ei ne vor ajuta să scăpăm de aici. A spus că ei iubesc școala și pe toți profesorii. Ne-au salvat. Un student a riscat viața nepotului său. Au stat în fața unui vehicul. El a spus că teroriștii își schimbă atitudinea atunci când văd un copil. Albert și cei aflați în incinta școlii au fost salvați în a doua zi a asediului. Edwin și alți 39 de creștini au fost salvați abia în ziua 12-a. Îți mulțumesc, Doamne! Slăvit să fie Dumnezeu! Credința este cea care contează. Dumnezeu a putut să ne salveze, dar victoria nu este totală. Asta pentru că directorul școlii și câțiva colegi încă se află în mâinile teroriștilor. E nevoie de mai multă rugăciune, mai ales de când ministrul indonezian de externe a spus la un forum internațional de securitate că 1200 de militanți SIL își desfășoară activitatea în Filipine. Oficialitățile au recuperat o înregistrare video care arată un câmp de luptă unde s-ar afla presupusul lider al statului islamic din Filipine, Isnilon Hapilon, și numeroși rebeli care blochează asediul din Marawi. Autoritățile au spus clar despre conflictul din Marawi că este un atac terorist și nu un război religios. Gesturile de bunătate între musulmani și creștini ne dovedesc faptul că o metodă eficientă de a învinge terorismul este ca oamenii diverselor religii să colaboreze și să se ajute reciproc. One another. Lucille Talusan, CBN News, Iligan City, Philippines. În urmă cu 3 ani, după ce mase mari de refugiați și imigranți au venit în Europa, au fost ridicate garduri care să rețină numărul mare de oameni. Mii de oameni au ajuns în Grecia, care este prima oprire în cadrul Uniunii Europene. Mulți dintre ei, precum Yassim Al-Sharif, un refugiat sirian în vârstă de 29 de ani, așteaptă aprobarea ca să ajungă în Europa Occidentală. În Siria nu aș avea niciun viitor. Aș vrea să am un viitor bun. Unde vrei să mergi? În Belgia, însă, cred că va fi dificil. Nu cred că voi reuși să ajung acolo. S-ar putea să creadă că faci parte din Daesh sau ești un terorist. Disprețuiesc Daesh-ul. Nu îmi place. Yassin says he wants nothing to do with Daesh, the Arab name for ISIS. Yassin spune că nu vrea să aibă nicio legătură cu Daesh, numele arab pentru SIL. El spune că gruparea a adus moarte și distrugere în țara lui. Acum locuiește într-o rulotă mică, într-o tabără de refugiați din Alexandria. El spune că se bucură de vizitele regulate ale creștinilor și conversațiile cu ei. 85% din membrii Bisericii Apostolice din Salonic sunt șomeri. Deși s-au confruntat cu propriile dificultăți din cauza crizei economice din Grecia, ei încă îi ajută pe refugiații precum Yassin. Am văzut că sunt oameni cu nevoi în orașul nostru și a trebuit să acționăm. Am simțit că trebuie să împărtășim dragostea lui Isus și să facem tot ce ne stă în putință pentru ei. Asta înseamnă mâncare, haine și alte bunuri pentru refugiați. Biserica primește donații din întreaga lume. Acesta e ceai verde.
pare a fi un ceai englezesc. CBN a auzit despre lucrarea bisericii cu refugiații și a întrebat cum ar putea să ajute. Conductele de apă au fost murdare, nu au fost potrivite pentru a transporta apă potabilă. Controlorul taberei a spus că nu este apă potabilă pentru refugiați. Nu a știut ce să facem. Voi, cei de la CBN, ați venit aici și ne-ați întrebat cum ați putea să ne ajutați, iar noi am spus că avem nevoie de apă. Fiecare refugiat de la tabăra de refugiați din Alexandria primește zilnic 2 litri de apă timp de o săptămână. Am fost foarte fericit când am auzit că cineva ne dă apă. Vă mulțumesc din suflet! Pastorul Paul a spus că apa nu numai că a binecuvântat refugiații, dar și biserica pe care o conduce. Astfel pot câștiga încrederea administratorilor taberei. Putem continua să lucrăm acolo și să le vorbim de Isus. E ceva uimitor. Nu numai CBN, ci și partenerii săi au furnizat apă potabilă pentru refugiații sirieni din Grecia, dar și apă vie pentru copii. Cartea cărților în limba arabă. Recent au făcut cunoștință cu copiii refugiați din Salonic, într-o grădiniță pentru refugiați finanțată de Alianța Evanghelică a Bisericilor din Salonic. Nu știam că există o nouă versiune pentru Cartea cărților, dar mi-a plăcut ce am văzut. Cartea cărților este o unealtă foarte eficientă care poate fi folosită aici în Salonic. Sunt convinsă că toată lumea se va bucura de ea. Este un ajutor oportun pentru refugiații cu nevoi în Grecia. Distracție, lecții care vor schimba viața copiilor și băutură vitală pentru familiile lor. Dumnezeu a trimis oamenii potriviți. Când ne-am cunoscut cu cei de la CBN, nu v-am cerut nimic, însă voi ne-ați oferit dragostea voastră. Acest fapt confirmă modul în care Dumnezeu are grijă de nevoile noastre zilnice. Gary Lane, CBN News, Alexandria, Greece. Lush green pastures and palm trees, severe poverty and squalor. Pășuni verzi și abundente, palmieri, sărăcie cruntă și mizerie. Haiti este un amestec de durere și promisiune. Este cea mai săracă țară din emisfera vestică. Peste jumătate din populație trăiește din mai puțin de doar un dolar pe zi. Haiti găzduiește și sute de mii de copii orfani. Recent am vizitat Haiti cu un grup de jurnaliști să văd modul în care lucrarea Cross Catholic Outreach schimbă viața copiilor de pe insulă. După o călătorie de 3 ore din capitala Port-au-Prince, am ajuns la Project Hope South, sau cum spun în limba creolă, Cap Espoa, o școală catolică mare și un orfelinat sponsorizat de Cross Catholic și care găzduiește peste 450 orfani, băieți și fete din familii nevoiașe. Majoritatea orfanilor din Haiti provin din familii sărace. Părinții acestora încă trăiesc, dar nu pot să-și permită să-i crească. Astfel îi aduc la Project Hope, unde primesc 3 mese pe zi educație și unde învață că Iisus îi iubește și are un plan pentru viața lor. Când mă uit la acești copii care trăiesc aici și cei din zona care vin aici, recent fiind un eveniment important, mă gândesc la viitorul pe care îl au în față datorită acestei lucrări minunate. Au posibilitatea de a primi o educație foarte bună, dar și instruire ca să își poată câștiga existența când pleacă de aici. Ei au parte de angajamentul și susținerea unei familii iubitoare. Today is an extra special day. Astăzi este o zi deosebită. Cross Catholic împarte cutii pline de cadouri orfanilor în cadrul programului Cutiei cu Bucurii. Aceste cutii sunt împachetate și trimise de familii din Statele Unite ale Americii și sunt pline cu de toate, de la jucării la pastă de dinți. Scopul cel mai important fiind acela de a aduce bucurie în viața unui copil din Haiti. Haiti a primit multe lovituri de-a lungul anilor. A fost lovit de un cutremur în 2010, de câte un uragan la fiecare 2 ani. Copiii sunt cei care suferă. Vrem ca ei să știe că îi iubim și avem grijă de ei și vrem să se bucure de copilăria lor. Pentru sute de copii din Haiti, Cap Espoa este singura lor speranță să iasă din sărăcie. Acesta a fost cazul lui Lithian Delis, în vârstă de 23 de ani. El a venit aici în copilărie pentru că mama lui, care a avut 6 copii, nu a avut bani să-l crească după ce tatălui a părăsit familia. Își aduce aminte cum a fost când a ajuns aici. Când am venit la Cap Espoa, viața mea s-a schimbat.
Am văzut mulți oameni care nu erau rudele mele, prietenii mei, dar am socializat cu ei, mi-am trăit viața alături de ei. Am găsit iubire. Ei m-au iubit. Nu mergeam la școală. M-au dus la grădiniță unde am învățat limba engleză și franceză. În prezent, Delis studiază turism și ospitalitate și este voluntar la ESPOA ori de câte ori are timp. După un uragan devastator din 2016, mulți oameni din Haiti, ca și Jean-Claude, soția lui Arlene și fiica Francis, trăiesc în case improvizate. Nu au electricitate sau apă curgătoare. La prânz mănâncă orez și fasole și găină sălbatică din care se pare că este din belșug. Însă prioritatea lor este de a-și duce copilul la școală. Stăm de vorbă cu mama fetiței. Zilnic o trimite la școală cu un taxi pe motocicletă. În unele zile nu are banii pentru taxi, însă pentru ea este important ca fiica ei să ajungă la școală. Astfel, ea o duce pe spate până la școala sponsorizată de Cross Catholic Outreach, timp de o oră dus și o oră întors. Pe lângă mâncare și educație, Cross Catholic ajută localnicii să-și reconstruiască casele după ce uraganul Matthew a deteriorat sau a distrus mii de case și a lăsat pe mulți oameni fără adăpost. Este greu să nu te emoționezi când vezi o casă ca cea din spatele nostru care s-a prăbușit din cauza unui uragan. 13 oameni trăiesc într-un loc înghesuit. Este greu să nu te emoționezi când vezi că alți oameni suferă în acest fel. Este o investiție pe termen lung în viețile familiilor, copiilor și mai ales în viețile orfanilor care, datorită organizației Cross Catholic, pot spera la un viitor palpitant. Wendy Griffith, CBN News, Haiti. Lumea vine la Wittenberg, unde în urmă cu 500 de ani un profesor de teologie morală se spune că ar fi afișat 95 de teze pe ușa unei biserici. Prin acest gest, el a schimbat lumea. Acum în Germania se află în mijlocul unei celebrări care durează timp de un an. Pe vremea lui Luther, Germania nu era așa de colorată sau așa de ordonată. Germania anilor 1500 era rece, plină de noroi, mohorâtă și nepoliticoasă. Acesta seamănă mai mult cu Wittenbergul de pe vremea lui Luther. Acea perioadă seamănă în mod interesant cu prezentul. În 1517, Imperiul Roman, ca și Uniunea Europeană, începea să se dezintegreze. Tehnologia nouă, presa de tipar, era pentru ei o descoperire revoluționară, precum rețelele de socializare pentru noi. Între timp, armata islamului a apărut la granițele Europei. Deși a fost un adept al acestei tehnologii noi în 1517, Luther ar încerca să distrugă această invenție nouă din 2017. Săptămâna trecută a fost instalat un robot la Wittenberg care împarte o binecuvântare în 7 limbi. E interesant să vezi o națiune care s-a îndepărtat de Dumnezeu din mai multe puncte de vedere, sau cel puțin de creștinismul biblic, să celebreze acest om al Bibliei cu atâta entuziasm. Ce părere ar avea Luther despre Germania de azi? L-am întrebat pe cunoscutul pastor luteran german, Dr. Theo Lehmann. Acesta a spus că s-a răsuci în mormânt. Unul dintre experții pe plan mondial cu privire la Luther și reformație, profesorul de la Universitatea Yale, Carlos Eyre, spune că, în primul rând, Luther ar fi surprins de celebrare. El nici nu s-a așteptat ca lumea să mai existe în 2017. Luther a crezut că lumea se va sfârși pe vremea vieții sale sau imediat după moartea sa. Dacă Luther ar putea călători în timp și n-ar putea vizita, ar fi șocat să vadă ce s-a ales cu lumea creștină, de faptul că puțini europeni merg la biserică. În ciuda sculpturilor frumoase, Luther nu a fost un om amabil. A preferat certurile și nu i-a plăcut să fie contrazis. A fost produsul vremii sale, a spus Benjamin Hasselhorn, custode al expoziției despre Luther la casa lui Luther, care totodată este și muzeu în Wittenberg. Vremurile lui Luther erau gălăgioase și nepoliticoase. În Germania centrală, pe vremea aceea, oamenii nu erau politicoși. Erau oameni gălăgioși, beau bere, mâncau multă carne și erau nepoliticoși.
a lot of meat and they were rude. O întrebare controversată este dacă Luther a fost antisemit. În tinerețe și-a exprimat sentimentul de toleranță față de evrei, mai târziu Luther a scris lucruri teribile despre evrei. Aceste opere au fost folosite chiar și de naziști. Luther a cerut arderea sinagogilor și izgonirea evreilor din Germania. El nu a cerut holocaustul, exterminarea în masă a evreilor, însă a spus lucruri groaznice despre evrei și despre caracterul lor. Dr. Hasselhorn spune că răspunsul la întrebarea dacă Luther a fost antisemit sau nu este complicat. Luther a fost sau nu antisemit? Nu se poate răspunde la această întrebare. Se poate spune că nu a fost însă antisemit. Trebuie adăugat că a fost împotriva iudeilor. Se poate spune că a fost antisemit, dar nu e vorba de antisemitism modern, ci de un antisemitism modern timpuriu, care e puțin diferit. Atitudinea sa față de evrei a fost determinată de motive religioase și nu de motive etnice. Martin Luther a fost un vas imperfect prin care Dumnezeu a adus creștinismul mai aproape de Scriptură. El a mai schimbat și modul în care ne închinăm. Eir spune că Luther a transformat creștinismul într-o credință a celor vii prin abolirea purgatoriului. Înainte de Luther, oamenii petreceau mult timp, efort și câteodată mulți bani pentru servicii în care se rugau pentru cei morți, pentru ca rudele lor să fie eliberate din purgatoriu. Acest obicei s-a schimbat în totalitate. Luther este motivul cheie pentru care în prezent avem așa de multe denominații protestante. Când Luther s-a născut, toată populația din Europa Occidentală aparținea de aceeași biserică. Până la moartea sa, nu a existat doar o singură biserică, ci mai multe, care au fost în competiție între ele. Au trăit mulți reformatori înainte și după Luther. Eir spune că Luther a fost flacăra care a aprins butoiul cu pulbere și a dat drumul la multe inițiative. Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer a spus că reforma începută de Martin Luther a avut efecte pe care Luther nu le-ar fi dorit. El nu ar fi vrut iluminismul. Nu ar fi vrut ca secularizarea să aibă loc. El ar fi criticat multe lucruri despre biserică, despre biserica de azi, despre Europa, despre Occident. Poate acești nemți sunt norocoși pentru că Luther nu se va întoarce la această aniversare de 500 de ani ca să vadă ce a făcut Germania modernă cu munca lui. Cu siguranță le-ar fi stricat petrecerea. Dale Hurd, CBN News, in Wittenberg, Germany. Acestea sunt doar câteva poze făcute la evenimentul Harvest America, care a atras în jur de 8 milioane de oameni de-a lungul anilor. Acest număr este în creștere. Îmi place acest loc. Am vrut să vin aici de multă vreme. Pastorul Greg Laurie este gazda evenimentului de duminică pentru a transmite mesajul America, am vești bune. Este un mesaj dificil de transmis în 2017, având în vedere atacurile teroriste și alte evenimente din țara. Este mesajul cel mai oportun. În mod ciudat, a căzut în disgrație. Nu înțeleg de ce nu transmitem acest mesaj mai des în biserică. E mesajul de care oamenii au nevoie. De exemplu, să considerăm cazul atacurilor teroriste. Trăim în vremuri periculoase. Am o listă lungă de temeri pentru americani. Coreea de Nord se pregătește de luptă. Am citit recent că cea mai căutată frază pe Google este "Se apropie cel de-al treilea război mondial?" Acesta este momentul ca biserica să se impună și să spună "Am vești bune." Evanghelia înseamnă vestea cea bună. Vești bune într-o lume periculoasă. Good news. Good news in a bad world. Acest eveniment este organizat de obicei în Texas, însă în acest an este organizat în Arizona, la University of Phoenix Stadium, unde au participat invitați ca Mercy Me, Phil Wickham, Trip Lee, Jordan Sparks. Haideți să-i urăm un bun venit lui Mel Gibson la evenimentul Harvest Crusade. Actorul și regizorul Mel Gibson a surprins audiența cu apariția sa la evenimentul ținut anul trecut. Ne poți da câteva indicii cu privire la evenimentul din acest an? Vom vedea ce se va întâmpla, ce va apărea, dar nu am niciun plan secret. Dacă aș avea,
tu ai fi primul care ar afla. Nathan Idol este una dintre cele mai apreciate trupe de muzică creștină, iar impactul său în România crește de la o zi la alta. Suntem trupa Nathan Idol din Chișinău, Republica Moldova. Ne-am întâlnit 2 ani în urmă, eram eu, Sergiu și Dumitru. Această idee de a forma o trupă, noi am avut simultan aceeași idee, 3 oameni. A doua zi l-am întâlnit și pe Victor, solistul nostru, și am înțeles că suntem mai mulți în Chișinău, dar nu facem deocamdată nimic. Deci noi suntem toți din diferite biserici, Victor și Nina, doar ei sunt dintr-o biserică. Noi ne știam înainte de a face trupa. Fiecare din noi lucra în domeniul închinării, să spun așa, în biserica locală de unde era. Ne-am gândit că este o chemare și chiar o dorință a inimii noastre să facem ceva nou pentru țara noastră și acum și pentru România deja. Cu această ocazie am scos și un album, primul nostru album, Valuri de Lumină. Vrem să spunem despre Dumnezeu, avem un mesaj, asta este trupa Nathan Idol. Deci nu e vorba de noi, e despre Dumnezeu, un Dumnezeu care este vrednic de laudă. Tot ce vrem noi să spunem e ca să cântăm Lui cu pasiune, cu un cântec nou. Trupa Nathan Idol nu pune accentul doar pe talent și pe muzică, ci pe viziunea pe care Dumnezeu le-a încredințat-o. Și am înțeles că avem o chemare și avem șansa să facem ceva într-adevăr bun, cu un accent mai mare pe artă, pe muzică, pe vers. Dumnezeu așa a purtat de grijă când într-o săptămână am avut deja și încăpere de studio și chiar am simțit că Domnul merge înainte și ne deschide multe uși. Versetul care ne-a inspirat a fost de la Isaia, 42:8, și acolo spune că eu sunt Domnul, Dumnezeu zice, și nu voi da slava mea altuia, nici cinstea mea idolilor. În jurul la acest mesaj ne-am unit, nu în jurul la un stil. Ca să mă convingi că mă iubești, ai spus fiului din slavă să coboare pe pământ în lumea mea. Dacă este să analizăm versurile, ne adresăm ambelor tabere, și cei care sunt de mult timp într-o biserică locală, dar și celor din afară. Colaborăm cu un prieten nostru din Suceava care scrie versuri destul de adânci. Unul din scopurile pe care ne le-am propus fost să contagiem cumva tinerii din bisericile noastre cu calitate pe care cel puțin încercăm să o oferim. Și suntem mirați și plăcut surprinși de faptul că oamenii nu s-au așteptat la așa o abordare și le place. Asta e o consecință a faptului că până la formarea trupei, fiecare din noi a fost parte la mai multe proiecte, fiecare are un background al lui, cineva vine din clasică, cineva vine din jazz, din rock, din pop, și aici s-a făcut un mix. Am început să scriem în limba română și când am cântat vreo 10 concerte prin Chișinău, ne-am pus întrebarea, de unde mai putem noi să cântăm în română? Și prima țară pe listă a fost România, care eu sunt vorbitori de limba română, și slavă Domnului, această țară e foarte deschisă pentru noi și ne bucurăm să fim aici și să slujim aici. Sperăm să nu ne limităm doar la România. Să mergem și mai departe la diaspora românească, care la fel e foarte mare, prin toată Europa și probabil și peste ocean. Trupa Nathan Idol are multe planuri de viitor, iar printre acestea se numără și pregătirea unui nou album în limba română. Avem mai multe planuri. Unul ar fi, într-adevăr, un videoclip și altul, deci acum lucrăm la traducerea albumului Valuri de Lumină în limba rusă, fiindcă vrem să mergem și în Ucraina, în Belarusia, în Rusia și la un alt album în limba română.
am început deja lucru, sunt deja anumite piese care vor apărea un pic mai târziu.